propunere explozivă a liderului sindicatului de la metrou, cartela de metrou să coste 50 de lei pentru ca Metrorex să devină rentabil. În legătură telefonică directă cu noi este ministrul transporturilor, domnul Cătălin Drulă. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. 50 de lei o cartelă de metrou? E posibil? Păi, dacă e să ne luăm după liderul sindical Rădoi, ar trebui să facem cartela de metrou oricât de scumpă ca să acopere cheltuielile dumnealui și ale rețelei pe care o conduce. În niciun caz nu putem lua în serios o astfel de afirmație. De altfel, ca să vă dau o informație care arată dimensiunea haosului bugetar de la Metrorex și de ce am ajuns în această situație, care deja e de notorietate pentru români cu problemele financiare de acolo. Anul trecut, din martie până în decembrie 2020, nu s-au plătit dările pe salarii, contribuțiile de șomaj, de asigurări sociale. Bani către bugetul de stat. De sănătate, exact. Și în condițiile în care compania nu și le-a plătit pentru că era într-o situație evident deja dificilă financiar, totuși sindicatul a negociat cu sine însuși în septembrie, deci din martie nu se mai plăteau deja dările la stat, și a crescut salariile cu 18%. Eu gest de mai mare responsabilitate n-am văzut. Iar în prezent, ca să vă dau niște date la zi, astăzi, luna în care vorbim, în mai, dumnealor au casări de 11 milioane din abonamente și din cartele, primesc de la stat acea subvenție 50 de milioane pe lună, deci în total în jur de 60 de milioane ca venituri din ce dă statul, 50 de milioane plus 10 pe care, 10-11 pe care le strâng singuri, și au cheltuieli de 100 de milioane. Deci au o diferență, o pierdere de 40 de milioane pe lună. Uriașă. Uriașe, exact. Sunt pierderi uriașe. Încearcă cumva în mod disperat, după ce a văzut toată lumea că lupta sindicală de fapt despre privilegii, despre toate cele spații comerciale, despre tot felul despre de alte lucruri. Despre veniturile decât sindicatului în cele din urmă. Despre veniturile sindicatului, firma sindicatului Sindomet. Încearcă să lanseze domnul Rădoi astfel de petarde, nu știu, încercând să spună ce, că România ar trebui să plătească orice extravaganță de-a dumnealor. Eu nu cred asta, cred că evident că avem deci o subvenție. Este exclus, domnule ministru. Vreau